Bună ziua! De luna aceasta, la telebaz.ro este o nouă emisiune adresată în mod special celor care iubesc arta. Iar când spun artă, mă refer la toate cele șapte. Sculptura, arhitectura, pictura, dansul, muzica, filmul și poezia. Despre toate acestea vom vorbi la Fapte în Arte. În această ediție vom vorbi despre teatru, căci la ora la care filmăm sunt în desfășurare zilele teatrului și recent au avut loc două premieri foarte importante. Rubricile emisiunii sunt 7 arte și pasiuni în Botoșani. La rubrica 7 arte voi analiza și comenta împreună cu un reporter bazavizat evenimentele perioadei respective, iar la rubrica pasiuni în Botoșani vom urmări reportaje dedicate oamenilor îndrăgostiți de artă. Începem emisiunea cu 7 arte. Urmărim genericul și revenim. Lângă mine este colega mea, Anca Biciușcă. O cunoașteți de la emisiunea Buzzball, dar aceasta, pe lângă fotbal, mai are și o mare pasiune pentru teatru. Bună, Anca! De unde și până unde e legătura asta fotbal-teatru? Bună, Paula! Nu știu dacă e o legătură, dar mie îmi plac ambele și atunci, dacă va fi nevoie, voi găsi și acea legătură. Noi rămânem pe zona de teatru. Anca, ai văzut în această toamnă 3 premiere. Una la Teatrul Vasilache, Scufița Roșie în regia lui Mihai Donțu, iar două la Teatrul Mihai Eminescu, Titanic Vals și O noapte furtunoasă în regia lui George Schweitzer. Cum ți s-a părut și care ți-a plăcut cel mai mult? E greu să spun care mi-a plăcut cel mai mult, pentru că toate au fost frumoase. La Teatrul Vasilache a fost mai mult așa pentru copii, dar să știi că m-am distrat și eu și nu am mai fost acolo de mulți ani de zile și chiar mi-a plăcut. Mi-am adus aminte de copilărie și nu știu, să aleg între Titanic Vals și O noapte furtunoasă mi-e foarte greu, pentru că la ambele s-au muncit foarte mult și ambele au fost foarte frumoase. La Scufița Roșie, Teatrul de Păpuși, așa-i? Așa. Ce sentimente ai avut când ai văzut întreaga piesă? Am avut emoții pentru că mi-am adus aminte de copilărie. Au fost 10 ani de când nu am mai pășit la Teatru de Păpuși și regret lucrul ăsta, pentru că chiar dacă am 16 ani, totuși mi-am adus aminte de copilărie și chiar m-am distrat, am aplaudat cu cei mici, eram acolo așa din film. Pedro, ce-ai făcut? Ai luat coșulețul? Care coșuleț? Coșulețul scufiței! Nu! Care scufiță? Cum care scufiță, măi? Scufița roșie! Oh, am lăsat dezordine? Eu știam că am făcut curat! A fost debutul meu în Teatrul Vasilache, până acum am făcut înlocuiri și mi-a plăcut foarte mult. Mă atrag rolurile de compoziție, sper că a ieșit ceva frumos, sper să vă fi bucurat de spectacolul nostru, pentru că noi am muncit cu drag la el. Cum ți s-a părut să fii în personajul bunicii? Mi-a plăcut, pentru că i-am dat câteva caracteristici de ale mele, și anume emoția și energia mea. Și mi-a plăcut. Ție ți-a plăcut bunica? Ce ți-a plăcut cel mai mult? Păi, mi-a plăcut că a fost și amuzantă. Amuzantă, da. Da? Da. A fost o sală destul de plină. Ai fost emoționată? Chiar și dacă sunt doi oameni în sală, tot sunt emoționată, pentru că tind să cred că sunt emoții constructive. Ai studiat la Iași actoria. De ce te-ai întors în Botoșani și nu te-ai întors în alt oraș? Încă studiez, sunt la master anul 2 la artele spectacolului și nicăieri nu-i mai bine ca acasă. Cred că ăsta e cel mai bun răspuns. Era tot de jocul ăsta, cuța, cuța, cu căruța.
Unico, Unico, mi se pare mie că sau e totul straniu astăzi. Unico, ce? Dar de ce ai urechile atât de mari? La mine totul pornește de la o joacă. Exact, o joacă pentru copii. Încerc să fac și să aduc publicului botoșonean și celui de la dramatic și celor de la Teatrul Vasilache spectacol pe înțeles copiilor. A fost o joacă, eu mulțumesc colegilor actori de la Vasilache care ne-am jucat împreună și eu sunt mândru, fericit pentru că spectacolul a plăcut copiilor. A fost un spectacol mai diferit decât povestea. Cum v-ați gândit la idee? Ideea mi-a venit, cred că acum vreo jumătate de an, probabil, pentru că dacă aș scoate ca dramatizarea și să fac dramatizarea acestui spectacol, spectacolul durează foarte puțin, ca să citești povestea un sfert, 20 de minute. Noi trebuie și avem obligația ca spectacolul trebuie să aibă minim 50 de minute, maxim o oră pentru copii. Și atunci am improvizat și au apărut cei trei lucruri. Eu cred că a fost pe înțeles copiilor, nu i-a deranjat lucrul ăsta și ei chiar au apreciat lucrul ăsta, cei trei. Povestea rămâne la fel, exact, textul scriitorului. Și ce opere te bucură cel mai mult? Cele clasice sau moderne? Cred că cele clasice mă bucură mai mult, pentru că vorbim de oameni mari, dar cred că este nevoie de ambele. Succesul premierei aici la Botoșani. Se pare că premiera aceasta te va face să vii de mai multe ori la Botoșani ca să joci în acest rol. Va fi greu? Nu știu dacă se va întâmpla lucrul ăsta, pentru că, bă, cum știți, a fost un accident în timpul repetițiilor. O colegă de-a noastră a avut un mic accident și s-ar putea să-și revină, deci nu e sigur că eu voi juca în continuare. Eu nu mai am regizat spectacolul și dacă tu spui că ar fi frumos să vin, și mie mi-ar plăcea, însă m-aș bucura mai mult ca Narcisa Vornicu să reintre în spectacol. Să rămân acum. Păi la chipul? Da. Ți-am dat 50 de lei pentru ăsta care ți l-a omorât astăzi și ți-am mai dat 50 de lei pentru ăsta care ți l-a omorât mâine, da? S-a întâmplat ca peste 3 zile din momentul în care s-a întâmplat acest accident, să fie premiera și pentru că sările erau date, a trebuit să muncească cineva să învețe tot textul ăsta care nu e foarte simplu și să faci un rol de femeie briscant, pentru că poți devii un păcălici așa și lumea să te vadă așa cum nu ai vrea. Nu m-aș fi gândit niciodată când m-am apucat să regizez rol piesa asta, că voi juca vreun rol în piesă, dar mi-te rolul babei din piesă. Și a fost greu? Teatru e greu, se mănâncă greu, se face greu, se face serios, chiar dacă voi râdeți, cei mai comici actori sunt de fapt cei mai triști. A fost ceva miraculos, o experiență profundă pentru mine, foarte, foarte, foarte mare, o plăcere. Asta cred că este cel mai important, pentru că a fost o plăcere să fac acest personaj, să joc în acest spectacol și am avut onoarea să joc lângă un actor din București. Cum a fost să jucați lângă Dan Tudor? A fost o experiență și emoții, o onoare,
o onoare și o experiență foarte plăcută și sper să-mi folosească mai departe în viață, în profesie și chiar în viață. Pentru mine a fost o surpriză plăcută în clipa în care am auzit că se pune spectacol, piesa aceasta, în primul rând. Iar regizorul mi-a spus încă de la premiera piesei Muzicați din Bremen, că tot domnul regizor a pus și Muzicanții din Bremen și mă bucură foarte mult. E un rol foarte ofertant care poate oferi actorului o paletă foarte largă de exprimare și ne-am simțit foarte bine, am lucrat foarte, foarte frumos. Jucați în al doilea spectacol regizat de Dan Tudor. Cum este, există vreo diferență între cele două spectacole? Ca unitate stilistică, nu, pentru că regizorul știe ce are de făcut, este un om foarte, foarte bine pregătit, un foarte bun pedagog, un foarte bun psiholog. Angel radios, de când te-am văzut în prima și dată, pentru prima oară mi-am pierdut uzul rațiunii. Te iubesc la nemurile și vouă, adore cu e pretendez. Inima împartită de amoare, sunt într-o poziție pitorescă și misericordioasă și super peste toate. O da, dar tu ești aurora sublimă care deschide volta azurie într-o adorațiune poetică infinită de suspinare serioasă plină de revelie și inspirațiune care m-a făcut pentru ca să-ți fac aici. Diego, spun Cortesc, adinea o ședea pe bucuța de la poartă, dar nu știu fie a venea chiria cu coană, poate nu sunt cu voi acasă. Cine știi ce-o fie a venea și dumneavoastră? Vezi? Uite așa se orbește omul la necaz. Cum de ați venit cu o piesă de teatru a lui Ion Luca Caragiale fără să o schimbați, să o adaptați? Pentru că eu consider că cei care au scris dramaturgie, care au scris literatură, care au făcut lucrurile astea, le-au făcut cu conștiință și cu conștiență. Este foarte greu să ne amestecăm în ceea ce au scris ei și să încercăm să reparăm. Mulți încearcă să-l repare și pe Shakespeare, și pe Ibsen, și pe Chekhov, și se pare că acele spectacole nu țin. Durează puțin. De aceea mi-am spus, și poate vine și dintr-o experiență mea, eu sunt și actor la Teatrul Luceafărul din Iași și am jucat acolo un Romeo și Julieta, făcut în zilele noastre două găști de cartier. Și am spus așa regizorului care a montat și aici. Zic, băi, Mane, dar ce era să ne luăm noi la trântă cu textul clasic, cu ăla adevărat? Nu era oare mai... Și de atunci mi-am spus, când voi monta, o să încerc să respect dorințele autorilor. Am ajuns aici... printr-o conjunctură trebuia să montez Chekhov și până la urmă am montat Caragiale, ceea ce consider că e benefic. Orice teatru ar trebui să aibă în repertoriu Caragiale, Alexandrii, Everac și mulți din cei români care scriu bine teatru. După părerea dumneavoastră, cum credeți că a decurs piesa? Că a decurs piesa? Am prieteni care îmi spun așa, și că în calitate de actor, o să vin la al 10-lea spectacol să-l văd, pentru că voi la premieră așa aveți niște emoții și le transmiteți în sală, voi actorii. Am fost foarte mulțumit de ce au făcut, sunt fericit că au lucrat așa, a fost o muncă grea. Am lucrat și în primăvară, dar practic acum am ridicat spectacolul împreună cu minunatul colectiv de aici. El se va îmbunătăți, se va organiza, va deveni al lor. Ei vor deveni personajele și personajele vor deveni ei și spectacolul cu siguranță va crește. Și ce ai vrea să vezi, ce opera ai vrea să o vezi pusă în scenă? Mi-ar place foarte mult și mi-aduc aminte de copilărie când am citit-o și chiar m-a emoționat. Cred că mi-ar place să fie pusă în scenă Fetița cu chibrituri. Din ce motiv? Pentru că... dă emoții atunci când o citești și chiar unele persoane se simt. Dintre film și teatru, ce alege? Dintre film și teatru, aș alege teatru. Îți este drag sufletului?
Da, mi-este foarte drag sufletului. Vara aceasta, în cadrul taberei noștri tineri, ai jucat într-o miscenetă intitulată Emnescu și Junimea, coordonată de Larisa Vram, producător TVR, și actrița Claudia Nicolau. Cum te-ai simțit și ai mai vrea să mai joci în astfel de scenete? Cred că m-am simțit extraordinar, cum te-ai simțit și tu. A fost emoționant, chiar dacă nu e foarte mare această scenetă, e o mini-scenetă, și cred că le datorăm multe aprecieri Larisei și Claudiei pentru această experiență. M-am simțit minunat alături de voi și alături de toți cei care au participat și m-am bucurat foarte mult să fac parte din acest proiect. Păi n-ar putea fi fratele Alexandrii? Na, că am făcut și eu versuri, chiar dacă nu mă pricep la asta. Dar pentru versuri îl avem pe Mihai, îl avem pe bardul din Mircești. Mă onorează propunerea dumneavoastră, dar la fel ca Bădia Creangă, eu cred că Mihai ți-ar fi cel mai potrivit pentru acest loc. Anca, îți mulțumesc că ai dat curs invitației mele la emisiune. Și eu îți mulțumesc pentru invitație. Rubrica 7 Arte se încheie aici. În continuare vom urmări un reportaj despre profesorul Victor Heniuc. Acest reportaj a fost realizat în cadrul concursului Botoșani, orașul meu drag. Și cu această ocazie vreau să mulțumesc coechipierelor mele, Paula Zanfirescu și Ana Gagea, reportajul situându-se pe locul al treilea. Suntem în atelierul de pictură mic și neîncăpător de la Școala Populară de Artă al pictorului Victor Heniuc. Mulți dintre noi îl recunosc ca un pictor veritabil, dar la fel de adevărat este că pictorul botoșanean este un recunoscut profesor al locului. Nume ca Liviu Șoptelea, Corneliu Dumitriu, Alexandru Heniuc, Ioan Iațcu, George Șpaiuc, Marcel Alexa, Aurel Azamfirei, Florin Grosu, Constantin Zaharia, Sabin Dumitriu, Silviu Babi sau Virgil Pleșca fac parte din galeria celor pe care i-a îndrumat și care astăzi îi fac cinste cu lucrările lor oriunde merg. Muncă, pasiune și multă răbdare, așa s-ar descrie cariera sa, ce măsoară 45 de ani, adică mai bine de jumătate din vârsta pe care o are acum, 75 de ani. Ce m-a condus spre arta plastică, nu? Cam asta ar fi întrebarea. Păi, bineînțeles că m-a condus plăcerea și dorința de a deveni pictor. Deci m-a frapat, m-a cooptat chiar din școala generală, natura. Pereții atelierului unde petrece în mare parte din timp într-o zi sunt acoperiți aproape în totalitate cu picturi ce reprezintă în general natura. Este ceea ce îl inspiră în general în lucrările pe care le pictează atât singur cât și împreună cu elevii săi. L-am întrebat despre stilul abordat în picturile sale și cu răbdare, cu zâmbetul pe buze, ne-a spus despre ce este vorba exact. Nu se poate spune ce stil. Stilul este total altceva, ceea ce populația înțelege prin stil nu concordă cu ceea ce e în realitate un stil, ceea ce înțelegem noi prin stil sau prin manieră de lucru sau prin... Bineînțeles, așa se poate spune despre simpatizarea unui stil, despre, eu știu... valențele unui stil. Conducerea Școlii Populare de Artă, unde predă de peste 4 decenii, se mândrește cu munca profesorului Victor Heniuc, lucru remarcat numai după primii pași făcuți în clădire. Pereții școlii respiră creațiile realizate în atelierul cunoscutului pictor botoșanean. Iată câteva dintre lucrările realizate de elevii profesorului Victor Heniuc din Sala Mare a Școlii Populare de Arte, de la Ziarul Bas, Paula Zanfirescu. Victor Heniuc a avut parte recent de prima expoziție în onoarea sa, la care au participat oameni de cultură ai locului, dar și elevii care astăzi au ajuns sus în topul celor mai buni pictori. Evenimentul s-a intitulat In Honorem, profesorul și elevii de odinioară, și a fost prezentat de muzeograful Ana Florescu.
Cunoscându-l pe respectatul profesor și pictor botoșănean, Ana Florescu a avut numai cuvinte de apreciere la adresa sa. Cum ați caracteriza pe Victor Șeniuc? Consider că, în primul rând, este omul Victor Șeniuc, apoi profesorul și apoi mentorul. De ce spun mai întâi omul? Sunt foarte mulți profesori care încearcă să le dea elevilor pe care îi coordonează din știința dumnealor cât mai mult posibil. Domnul profesor Șeniuc, din câte îl cunosc, din câte am auzit de la elevii care i-a pregătit de-a lungul anilor, a fost omul care a știut să-i țină aproape, aproape de culoare, aproape de suflet și aproape de domnia sa. Este un pedagog desăvârșit și omul cu care s-a putut întotdeauna purta un dialog pe specialitate, dar și un dialog interuman deosebit. Unul dintre elevii care a confirmat munca profesorului Victor Șeniuc este cu siguranță pictorul Corneliu Dumitriu, cel care deține în Botoșani City Gallery, unde periodic organizează expoziții de pictură, atât pentru copii cât și pentru oameni mari. Ce contribuție a avut profesorul Șeniuc în viața sa, ne-a spus. Este un profesor foarte bun. Este un om cu experiență vastă în urmă, a avut sute și sute de artiști sub mână și o experiență extraordinar de bună, pentru că școala de artă, așa zisă școala populară de artă de pe vremuri, este o școală liberă unde vin numai oamenii foarte pasionați de ceea ce fac, adică nu este nimic obligatoriu, acolo vii că-ți place. Și venind lângă domnul profesor Șeniuc, ai ocazia extraordinară a unui om și la rândul lui liber, un om care permite fiecăruia să ducă în direcția în care crede el că ar trebui să meargă. Iată, noi am făcut doar schița unui portret al unui om dedicat artei, unul ghidat permanent de un singur cuvânt. Așa cum chiar el a spus, pasiunea a fost cea care l-a condus spre o viață bogată spiritual, trăită între paletă și pensulă. Emisiunea Fapt în Arte se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă vreți să ne scrieți opiniile voastre, puteți să ne contactați la contact@telebaz.ro. La revedere și iubiți arte! Și noi am îmbrăcat haine noi, așa că să vă zic. Hei, bine v-am regăsit! Mi-am fost tare de bucur și de colegii mei oameni. Câte e, Sumera? Eu sunt Mara! Și mâine de mâine vom prezenta emisiunea Părinte. Cum în primul sezon, prima ediție emisiunea Agitezi a fost despre tineri. Jucatul de fotbal e la fel ca iubirea pentru persoane? Aceasta la rubrica ai noștri tineri din cadrul emisiunii Baz Vitul avem invitat pe V-ați avut un tur de sezon foarte bun, visați, în așa zi, nu știu cum a condus plăcerea și dorința de a... Prima rubrică, le-am făcut, ne face cunoștință cu o copilă de doar 12 ani, pasionată. Eu sunt Alexandra. Iar eu, Leonte. Ei, vrea tu. Tu nu erai Esca? Eu sunt Alexandra și el este Iosif, iar în fiecare lună vă aducem știrile pe telebaz.ro. Iosif, știi că deja se vorbește despre emisiunea noastră Bazball?
Păi da, emisiunea Buzzball. Comentarii, analize, interviuri. În fiecare lună pe telebuzz.ro.